Bună! Astăzi chiar vreau să vorbesc despre asta și chiar vreau să împărtășesc asta cu cât mai multă lume. Știi cum este să te simți că ai pe cineva în tine? Nu lângă tine, înăuntrul tău. Asta simt eu. Tot timpul aud voci, chiar și acum când scriu asta. Și mereu mă înspăimântă chestia asta. Oricum, spune ceva ce eu nu pot să înțeleg prea bine. Dar tot ce aud, mereu în fiecare noapte, este cuvântul mereu, cu un ecou foarte subțire. El sau ea, nu știu cum să-i spun, habar nu am ce vrea să-mi facă, doar că în curând voi nebuni. Doar că vrea să o facă încet, foarte încet, și încet este mai dureros. Am spasme aproape în fiecare seară, plâng tot mai mult pentru că nu știu ce se întâmplă. Nu mai mănânc, nu mai dorm, fumez tot mai mult și asta chiar nu e bine. Mă va ucide la un moment dat și abia aștept, pentru că deja nu pot să mai stau în teroarea lui.